Bună seara, dragi prieteni, sunt Elia Budurcă, bine v-am regăsit la emisiunea Portret. Avem aceste frumoase flori, furnizate de Verde cu Flori și prietenii noștri, Magda Purlacu. Iar alături de mine, ca întotdeauna, este Oana Vasile, artist plastic, tânăr, deosebit de talentat, care în acest scurt interval de 48 de minute va face portretul pe hârtie. În timp ce eu o să încerc din cuvinte să-l creionăm pentru dumneavoastră pe invitatul nostru de astăzi. Îl avem în studio și spunem bun venit domnului profesor Leon Zăgrean. Bine v-am găsit, mă bucur că m-ați invitat la această emisiune. Domnul profesor Leon Zăgrean este cel care a adus în România termenul sau introdus în România termenul de neuroștiințe și care, puțin timp după Revoluție, vorbea despre acest subiect. Este titularul disciplinei de fiziologie și neuroștiințe de la UMF Carol Davila, de aproape 50 de ani în această instituție, da. Dacă punem și perioada de studenție. Da. Și inițiatorul în 2001 la 2001 a Societății Naționale de Neuroștiințe și creatorul unui centru de cercetare la UMF Carol Davila pentru neuroștiințe. Da. Nu mai spun, autor, coautor a 12 cărți, editor, 53 de lucrări științifice. Ce să mai... O autoritate deci, în domeniul neuroștiințelor. Apropo de lucrările științifice, în principiu, articolele publicate, deci mă refer la articole, sunt de două categorii, anume articole în reviste de top, adică acceptate internațional ca valoroase, sunt așa zise reviste ICI, și acolo am, cum mai zice sau lumea. ICI, așa, și reviste în baza de date internaționale, care este la un nivel, să zicem, mai modest. Deci, în total, am peste 100 de lucrări, articole și vreo 300 de comunicări, așa, și este bine, poate să știe că mai sunt și români care se mândresc cu românii. Am contribuții la cărți publicate în... probabil cele mai serioase edituri internaționale, una dintre ele fiind Oxford University Press. Exact, da. La Springer, la fel. Și există și un indice, da. Un indice al Am. Calității lucrărilor științifice, da. Da. Pe care dumneavoastră este 12, indice dacă amintesc, al publicațiilor articole, se numește indice Hirsch. Da. Da, și care validează este raport cu numărul de articole și mai ales cu numărul de citări ale articolelor respective în alte reviste de către alți autori. Da. Domnule profesor, de ce vorbim de neuroștiințe? Sunt mai multe științe care se referă la creier sau... Da, ca să lămurim din da, start acest da, concept care este, se vehiculează este din adevărat, ce mai mult. Mai frecvent este utilizat termenul la plural de neuroștiințe, pentru că motivul este foarte simplu. Creierul este abordat din foarte multe puncte de vedere. Deci neuroștiințele ar fi definite foarte concis ca științele care se ocupă cu studiul creierului. Numai că toată lumea acceptă că creierul este cel mai complex sistem din universul pe care noi îl cunoaștem. Aici, îmbinându-se într-un fel cea mai frumoasă conjuncție sau cea mai frumoasă conexiune între materie și informație, între materie, energie și informație. De altfel, creierul uman este mai important prin dimensiunea informațională, pentru că din punct de vedere structural
neuronii noștri nu se deosebesc foarte mult de neuronii altor animale și în special mamifere, ba chiar mai mult decât atât, majoritatea mediatorilor, adică a substanțelor care conectează neuronii între ei, sunt comune. Deci neurotransmițătorii din creierul meu, aș putea spune că sunt identici cu neurotransmițătorii din creierul șobolanului sau a șoricelului. Până la urmă, ce ne deosebește? De ce creierul nostru este pe alt nivel? Aici, din moment ce aici similitudine, este zic, problema. În primul rând, e o conexiune care vine din baza genetică. Animalele au întipărit în sistemul nervos aproape tot ce reprezintă existența animalului respectiv. Anterioară ne referim. Da, da. Cu alte cuvinte, animalele se bazează în general pe instinct, pe ceea ce este transmis genetic. Și omul se bazează pe instinct până la o vârstă, să zicem, de 1, 2, 3 ani pentru majoritatea. Pe urmă, se distilează. Dacă se mai vreți, bazează pe instinct și când cumpără. Și... A, bineînțeles. Stau la baza existenței noastre biologice. Problema este că, spre deosebire de animale, omul are o capacitate deosebită de a învăța lucruri noi, adică de a se adapta într-un ritm mult mai rapid decât celelalte vietăți. Deci conexiunea dintre sigur și numărul neuronilor este important, dar conexiunea dintre neuroni este ceea ce diferențiază de fapt creierul uman de creierul altor vietăți. Bine, profesor, unde este sediul conștiinței? Sau... Aici este o problemă destul de complexă și vreau să vă spun că dacă am merge pe un motor de căutare în domeniul neuroștiințelor sau în domeniul medical, în domeniul medicinei și tastăm, scriem cuvântul conștiință sau consciousness, apar sute de mii de articole. Deci în acest moment cele mai prestigioase universități, dacă vreți, din lume au ca obiect de studiu conștiința. Acum, din punct de vedere sintetic, deci și științific, și filozofic, și religios, cum vreți, sintetic, conștiința utilizează creierul. Deci creierul este un hard, să spunem. Creierul este un instrument prin care conștiința se exprimă. Sigur că poate ar fi important să spunem câteva cuvinte ce înțelegem prin conștiință. Pentru că foarte adesea se confundă termenul de conștiință cu termenul de conștiență. Sunt lucruri total diferite. Deci, conștiința este, dacă vreți, un gen de concentrat, de esență a cunoașterii. Numai că problema este că acest proces de cunoaștere, deci inclusiv conștiința, folosește creierul doar ca instrument. Pentru că informația pe care noi o acumulăm de-a lungul experienței și de-a lungul existenței noastre, ea este preexistentă creierului. Să spuneți că noi înmagazinăm, practic, încercăm conștiința celor dinaintea noastră. Încercăm să înmagazinăm informația. Apoi, informația are la nivelul fiecărui individ o anumită identitate. Pentru că nu sunt două creiere identice.
Mă refer la strict aspectul funcțional, respectiv informatic. Ca urmare, nu există nici doi indivizi care să aibă aceeași conștiință. Pentru că pe lângă bagajul genetic, să zicem, care poate să fie oarecum mai asemănător la doi indivizi, de exemplu gemeni, nu? Sunt gemeni univitelini, care din punct de vedere structural sunt aproape identici. Aproape identici. Totuși creierele lor diferă, spuneți. Creierele lor diferă în raport cu informația pe care o acumulează. Ca urmare a acumulării informației sau a cunoașterii, consider că este termenul cel mai potrivit, se generează conștiința fiecărui individ. Deci, nu am putea spune că există o zonă a conștiinței în creier. Conștiința rezultând din toate informațiile pe care noi le asimilăm. Le asimilăm. Pentru că, să luăm un exemplu care este foarte aproape de noi, mirosul. Da? Dumneavoastră, când simțiți un miros, aveți o anumită reprezentare despre mirosul, da, respectiv? Da, vă înțeleg. Practic, în realitatea de... are reprezentare absolut diferită, absolut, funcție de, deci, noi înșine care am putea suntem spune că realitatea variază de la individ la individ, într-o foarte mare măsură. De altfel, o carte foarte recent care a apărut pe piață, Realitatea nu este ceea ce pare a fi. E o carte tradusă și așa este, pentru că foarte multe lucruri diferă în reprezentarea noastră mentală în funcție de memoria pe care noi am acumulat-o anterior. Nu știu dacă și memoria genetică poate să intervină în mod semnificativ, dar în mod cert memoria epigenetică sau memoria experienței noastre ne diferențiază semnificativ. Domnule profesor, care sunt miturile despre creier, să zic, care sunt în conștiința publică și pe care ați vrea să le schimbați? Nu știu, poate că s-au întâmplat în lumea cercetătorilor, deja sunt niște noi idei care nu au ajuns la conștiință, în conștiința, da, publică. Acum, aici, pentru că vorbim de o zonă necunoscută, există și foarte multă, cum să zic, în afara științei, o multă nesiguranță, lume, da. Bun, sunt de acord. Deci, ca să putem să vorbim despre miturile legate de creier, ar trebui să știm ce este un mit. Pentru că intrăm într-o zonă foarte fluidă, pentru că miturile, să zicem, din istorie au anumite semnificații. Să ne referim la miturile urbane, să zic, miturile actuale, în domeniul cunoașterii au altele. Și am să vă dau două exemple care au reprezentat chiar mai mult decât un mit, o dogmă, pentru că un mit are inflexiunile lui, ca să zicem. O dogmă este mult mai precisă. Da. Și rigidă. Da. Unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii, Aristotel, considerat, acum 2000 și de ani, a afirmat creierul este inexcitabil. Adică creierul nu poate să fie excitat. Și a rămas acest principiu, care a devenit dogmă, până pe la 1870. Cum adică excitat? La modul... Deci creierul, dacă atingem pielea, simțim. Adică înseamnă că sunt acolo niște receptori care sunt excitați. Ei, despre creier se spunea că nu este excitabil. Și acest lucru a dăinuit mai bine de 2000 de ani, până când un chirurg lucrând pe creier a produs
mișcări ale membrelor pacientului. Și atunci s-a gândit omul că este creierul excitabil, pentru că el lucra direct pe creier, neurochirurgul. Deci este un exemplu și care s-a dovedit a fi eronat. Apoi, se spunea, și eu am învățat în liceu și ulterior la facultate, că neuronii, odată formați, nu se divid. Mai mor. Nu se divid. Da. Adică... Nu se mai nasc, ci nu mai mor. Da. Nu de murit mor, sigur, dar ideea era că nu apar neuroni noi. Cam acesta era sensul. Și acest lucru a fost valabil până în urmă cu vreo 20 de ani, așa, când s-a identificat creșterea neuronilor și înmulțirea lor din anumite zone din creier. Mai mult decât atât, în urma cercetărilor sau rezultatelor în domeniul geneticii, există deja posibilitatea ca unele celule ajunse la un anumit nivel de dezvoltare, de maturitate, de specializare, să parcurgă procesul invers înspre întinerire. Deci, aceste lucruri... Se poate. Nu sunt demonstrate la neuron, dar la alte tipuri de celule. Iar opinia mea este că dacă oricare din tipurile de celule poate să sufere acest proces, înseamnă că e valabil pentru toate celulele. Sigur că și celulele se diferențiază prin funcția lor, complexitatea lor și așa mai departe. Dar zestrea genetică a celulei nervoase numită neuron este absolut identică cu zestrea genetică a celulei musculare. Deci iată și un mesaj plin de speranță. Bun. Pe care ne-l dați, da, ceea ce nu așteptam. Nu știu dacă se va ajunge la acest lucru, pentru că există alte căi potențiale și care bat serios la ușă de întinerire a creierului sau de a-l face nemuritor. Domnule profesor, recent spuneați la deschiderea cursului de neuroștiințe pe care îl țineți, și iată, vin în afară de studenții de la medicină și multe alte lume, iată așa că este. Ați trezit interesul, că despre șansele de extincție, practic trimiteați un mesaj destul de îngrijorător despre viitorul, să zic, al speciei umane în contextul acestui mediu și în contextul a ceea ce se întâmplă în momentul de față. Practic am evoluat, dar ne ajungem să ne distrugem. Da. Propriul mediu. Bun, aici... De ce erați atât de îngrijorat și de ce lansați aceste mesaje destul de alarmiste, mi s-au părut? Spuneați, de exemplu, șansele de extinție vor scădea. Deci, practic, o vedeți ca o posibilitate. Da. Pentru că m-a întrebat un coleg cu mai multă experiență seara asta, pentru că l-am anunțat că o să... că îi place tema, profesor universitar, medic, nu-i dau numele, că nu are importanță, dar are o experiență de viață mult mai bogată decât mine, și într-o discuție m-a sugerat, când am emisiuni de acest fel, să-l anunț. Și am dat telefon și m-a întrebat: care este opinia dumneavoastră, domnule profesor, despre prezent? Și am spus următorul lucru. Depinde la ce raportăm prezentul. Că dacă îl privim printr-o fereastră foarte îngustă de timp, poate să fie de-a dreptul alarmant. Dacă îl privim printr-o fereastră mai largă de timp și urmărim cum evoluează lucrurile,
putem să nu mai fim atât de pesimiști, adică să avem și o doză de optimism. Și aici aș insista ca să răspund la întrebare. Deci, privite lucrurile pe o durată de timp, să zicem, previzibilă în viitor, într-adevăr sunt de necontestat o serie de transformări induse de activitatea umană în mediul natural. Și marea eroare, în opinia mea, în acest moment, în această perioadă, este că omul uită că, de fapt, este o formă de exprimare a naturii. Ce frumos ați spus! Uită acest ne lucru. Ne considerăm stăpân. Da, și se consideră un fel de stăpân. Sigur, pe o bucată de timp, față de un copac, față de un râu, față de o floare, se poate considera stăpân. Dar este o eroare. Pentru că natura face parte din noi, iar noi ar trebui să devenim conștienți că orice lezare a naturii are la modul grosier privit, deci nu la modul profund, cuantic, filozofic sau nu știu ce, la modul, are impact asupra noastră. Și cel mai bun exemplu care pot să îl dau acum, decapitarea pădurilor, dacă se poate spune, și care au un impact local, în primul n-ați rând. N-ați spus defrișare, ați spus decapitarea pădurilor. Pentru că sânzare. Decapitare e mai mult decât defrișare. Asta este. Noi ajungem, cum să zic, depășim potențialul de regenerare al naturii. Cu mult. L-am depășit deja. Cu mult. Cu mult, pentru că ritmul, și nu este vorba numai de defrișările de la noi. La noi, probabil, din Europa, suntem pe primul loc. Da, la suprafața la pădurilor. La ritmul de defrișare, pentru că una e să ai 100 de hectare de pădure, să zicem, și din care să iei o zecime, și alta e să ai 1000 de hectare de pădure și să iei o zecime. Deci lucrurile sunt oarecum diferite și impactul este diferit. Ei, la noi aceste defrișări au ajuns la un ritm care depășesc practic puterea de regenerare a naturii. Și pădurea crește și ea. Eu sunt crescut la țară și am văzut cum cresc copacii în sălbăticie, în starea lor naturală. În momentul în care se defrișează o zonă foarte mare, deja nu mai este prielnică pentru reapariția pădurii. Pentru că pădurea, oarecum am putea spune că naște din pădure. Adică se înmulțește, se lărgește, crește numărul de copaci, dimensiuni și așa mai departe. În momentul în care o suprafață foarte mare este defrișată, riscul este foarte mare că acolo să nu se mai dezvolte pădure. Și atunci ar trebui cultivată, lucru care nu îl facem. Iar consecințele le vedeți și dumneavoastră cu tot felul de neplăceri, inundații, deplasări de teren și așa mai Dar departe. Dar de ce să vorbim de extinția ființei umane? Pentru că lăsăm câtva timp, nu mai exploatăm pădurea, plantăm și iată deci, că se reface. De ce? Eu nu știu fix la ce anume frază vă referiți dumneavoastră la curs, dar nu cred că era legată extinția ființei umane de defrișare. Nu, bineînțeles, deci, dar de această luare în stăpânire a mediului și a pământului. Asta este cu totul altceva. Deci, da. Activitatea umană... Adică cât de mare putem considera că este acest impact?
până este, la urmă. Este foarte este mare, iar calculele științifice, să zicem, sau academice, susțin că impactul asupra mediului, impactul activității umane asupra mediului din ultimul secol este egal sau mai mare decât impactul întregii istorii activității umane. Deci, practic, am reușit în ultima sută de ani să distrugem ce nu am reușit în milioane de ani. Decât să... N-aș folosi neapărat termenul de distrugere. Distrugerea este o formă, să zicem, finală a schimbării nearmonioase. Asta înseamnă distrugere, pentru că, în mod cert, ființa umană are această capacitate de a schimba natura. Problema este în ce scop o face și care sunt mijloacele. Pentru că în momentul în care scopul schimbării naturii, de exemplu, ne referim la o chestiune care este legată de viața fiecăruia, alimentația. Toată lumea are nevoie de alimentație. Sursa principală a alimentației este solul, agricultura. Deocamdată, deja vine foarte mult din urmă producția sintetică, adică sunt o serie de produse alimentare care se produc direct în laborator, adică nu mai e nevoie de... Problema este că în momentul în care produci nu ținând seama sau neținând seama de scopul principal al alimentelor, adică de a hrăni prana, așa, ci de a vinde și a acumula avuție materială, bani, aici este disjuncția. Pentru că în momentul în care nu mai ții cont de cât este necesar și de ce calitate este necesară ca să fie în raport cu sănătatea, ci scopul producției agricole a devenit pentru mari producători strict profitul. Eficiența. Absolut. Profitul. Lăsați-mă, da. Eu știu ceva. Profitul. Așa. Atunci riscul de distrugere a condițiilor naturale este foarte mare. Prin distrugerea compoziției sau prin modificarea compoziției solului, a apei și așa mai departe. Deci aici cred că este eroarea cea mai mare. Omul a deturnat sensul lui. Spuneți și sensul producției. Am pierdut sensul ființei umane. La ce vă referiți? Ce înseamnă, de fapt? Ce vreți să spuneți cu am pierdut acest sens al ființei umane? Deci, privind lucrurile, repet... Ce nu mai facem sau ce repet, ar trebui să schimbăm? Pentru această fereastră de timp sau pentru această perioadă de timp, eu mă apropii de 70 de ani acum și ca... Mulți înainte și... că tot a fost ziua dumneavoastră relativ recent. Mulțumesc. Și am avut șansa, să zicem, de a străbate, practic, mediul social, iată, pe o perioadă destul de mare, mediul social, de la agricultor până la academie. Și am cunoscut multe straturi, să zicem, ale societății. Iar ceea ce mi se pare mie alarmant sau îngrijorător este faptul că omul și-a pierdut dimensiunea fundamentală care definește omul. Și asta nu este numai în opinia mea. Gândiți-vă că Descartes spunea: mă îndoiesc, deci gândesc. Gândesc, deci exist. Deci existența era legată acum 500 de ani, nu? La gânditorul Descartes. L-am dat pe el că este mai cunoscut, dar nu este singurul. Deci gândirea este ceea ce dă
dimensiune ființei umane, adică și valoare. Spuneți că nu mai gândim sau cum? Nu. Nu ne exprimăm printr-o gândire armonioasă cu legile Universului. Pentru că înainte vreme, deci până acum, să zicem, un secol, dorința de câștig aberant era mult mai mică, ca și frecvență, adică producătorul de orice, de mașini agricole, de plug, de biciclete, să zicem, și așa mai departe, era să se integreze în necesitatea societății. Gândiți-vă că în acest moment... Da, înțeleg. Practic, noi am ieșit prin aceste legi ale profitului din legea firii. Absolut. Asta și vreau să spun. Și cel mai bun exemplu este că în acest moment, până la 30-40% din producția alimentară se aruncă. Nu se consumă. Se vinde doar. Sau nici măcar nu se vinde și se aruncă pur și simplu pentru a se menține prețul ridicat. În condițiile în care, în alte zone, oamenii sunt muritori de foame. Da. Și acest lucru se exploatează într-un mod nerușinat și periculos pentru toată lumea. Pentru că, și aici este o altă eroare, să zicem, a celor care au putere și arginți, se consideră izolați de restul lumii, deasupra, separați, excepții. Conducători. Da. Ceea ce este o aberație. Și pot să vă spun din experiența proprie că mulți dintre cei care în perioada activă de viață nu au respectat niște norme de armonie cu viața, cu cei din jur, de multe ori plătesc copiilor. Pentru că dincolo de această orbire a conștiinței, pentru că această dorință de avuțire sau de înavuțire este ca un fel de anulare a conștiinței, a moralei. Să nu credeți dumneavoastră că ăla care are nu știu câte miliarde sau milioane mai pe cinstite și mai, sau mai puțin cinstite câștigate, nu este conștient că alții mor de foame. Și aici licărește puțin conștiința individului și induce modificări epigenetice la urmași. Pentru că aceste gânduri, care în mare parte sunt ascunse sau lumea le ascunde, induce cele mai subtile și, aș zice eu, semnificative în același timp modificări ale ființei umane. Începând cu comportamentul, cu puterea intelectuală și așa mai departe. Domnule profesor, dar trebuie să fii conștient sau chiar dacă sunt inconștiente, produc aceste modificări epigenetice? Mi-e greu să cred că mari bogătani ai lumii sunt inconștienți de dezechilibrele care le produc. Mi-e greu să cred. Dar sunt orbiți de această dorință și neglijează acel bun simț care îl are omul, aș putea zice, prin naștere, natural. Este foarte mult alterat prin educația care o primește, prin informațiile care le primește de la societate, inclusiv prin politici. De exemplu, darwinismul, evoluționismul darwinist, a avut mare succes pentru că a coincis fix cu perioada în care a început să se dezvolte activitatea productivă umană
în exces. Da, deci industrială, să spunem. Industrială. Da. Pentru un excedent de... Și a transformat această producție în avere. În principiu, în monedă sau în aur. Și a preluat de la principiu natural de evoluție, și anume lupta dintre organisme care sunt la același nivel, dar nu pentru a se distruge în totalitate, pentru că niciodată un leu nu va ucide mai mult decât va consuma. Da. Pe când omul o face. Da. Domnule profesor, timpul curge, da, și am foarte multe subiecte, dar aș vrea să mai ating un subiect, jocurile video, de care mulți dintre tinerii noștri sunt orbiți, captivați. Ce influență au asupra creierului? Cum ne pot schimba, manipula? Deci, nu știu, pentru că de multe ori poate considerăm că este nu atât de nociv. Am să încerc să... Lucrurile sunt în mod cert contradictorii. Pentru că cei care produc toate aceste device-uri și au interes pur și simplu pentru a le vinde, nu interesează de efectul asupra societății. Ne interesează să vândă. Da? Nu are rost să discutăm despre acest aspect acum. Problema este că se leagă oarecum sau este o coincidență între tentativa omului spre comoditate. Totdeauna omul a atins spre comoditate. Spuneți majoritatea. Că ne-am externalizat rând pe rând. Corect. Bine, și acum și iată atunci, că ne externalizăm această creierul. Comoditate care o bună bucată de istorie a fost reprezentată de sau față de activitatea fizică. Da, am terminat cu activitatea fizică, este săpatul, practic cositul, externalizată, ca să zicem, da, în foarte mare parte, și a rămas activitatea creativă de gândire. Ei, necazul este că aceste device-uri în cea mai mare măsură au un efect inhibitor asupra creativității, pentru că sunt transmise informații de tip standard. Gândiți-vă la un joc electronic care se practică acum. Dar ei spun că influențează tinerii. Spun, da, păi eu aici decid, eu ajung la level 2, la level 7. Sunt, ai senzația sunt acord, că lucrurile sunt dar, în mâna ta. Dar toate aceste ajunge la diferite niveluri, se fac în principiu pe aceleași căi. Și este un fel de gândire, dacă vreți, standardizată, adică trebuie să gândești așa cum a gândit proiectantul jocului. Că nu poți să... Da, te duce, de fapt, pe absolut, calea pe pentru, care vrea pentru, el. Păi, da, pe una din căile care sunt proiectate, pentru că cel care proiectează jocurile ca să fie cât mai atractive și să dea impresia de identitate jucătorului, da? Pentru că există această dorință de a avea identitate, cea mai bună dovadă că o vedeți în sport, fiecare vrea să fie cel mai tare sau cel mai bun, sau cel... este o luptă pentru identitate. În lupta dintre idei, în luptele politice, toate fac parte, de fapt, din modul în care individul își definește identitatea. Și atunci îi se sugerează că prin marea descoperire a căilor care sunt deja proiectate în joc, pentru că dacă nu erau proiectate, nu puteau să fie utilizate, are impresia că a făcut o mare creație. Așa cum pe vremea când eram eu mai tânăr și mai încoace, mă rog, mare parte din populația tânără era preocupată de fotbal. Majoritatea, mă refer la
liceeni, de exemplu, că e o zonă mai de mijloc, așa, ca vârstă, știau toate echipele, toate golurile, toți jucătorii, tot nu știu ce. Deci era un mod de a păcăli, de fapt. Pentru că el venea, dacă interpreta că ăla a dat nu știu cum în minge sau a făcut nu știu ce, tripling, parcă așa se numește, așa eu n-am urmărit. Tripling, nu? Sau dribling. Da. N-are importanță. În fine. Așa. A făcut, a descoperit nu știu ce. Este fals. Așa este și în aceste jocuri, care sunt în cea mai mare parte de prosteală, ca să folosesc un termen așa, de a mânca timpul, de a ocupa timpul omului în loc să... Pentru că după un joc de ăsta, de obicei, nu rămâne decât cu senzația că a găsit o cale. Punct. Practic ne păcălim creierul, da, este, ne pierdem absolut, timpul absolut, și iată absolut. Ne anulăm creativitatea. Da. Domnule profesor, punctul de inflexiune al destinului, să vorbim puțin... No, stați o clipă, că nu vreau să termin asimetric. Ok. Această industrie electronică are și părțile ei bune. Ca să fiu foarte clar, pentru că nu pot fi neglijate. Depinde cum sunt folosite. Ideea e de a nu fi subjugat. Absolut. Aici este. Și de a nu te lăsa păcălit că îți câștigi sau îți dobândești identitate. Am jucat și eu când eram mai tânăr, așa, și când a apărut jocurile. Nu, era clar că sunt tentante. Tetris. Da, Tetris. Și ne luptam care dintre... Să așezăm mai multe caramis. Corect. A fost o lună, două, așa cum a apărut și am întrerupt. Aș recomanda pentru cei care doresc să fie atât de creativi în jocuri standardizate să joace șah sau go, pentru că regulile sunt mult mai generale, dar care permit o variabilitate mult mai mare decât orice, da, orice joc electronic. Domnule profesor, punctul de inflexiune al destinului, vreau să-l decelăm puțin, privind în urmă în destinul dumneavoastră, când s-a schimbat? Nu știu, ce întâlnire, ce moment îl considerați definitoriu? Nu, deci eu nu consider că s-a schimbat. A... evoluat, să zic, suferit, să zicem, un proces de evoluție, zic eu. Pentru că de când mă știu, am avut cam două, trei principii pe care le-am respectat. De atunci, de când am devenit conștient. Unul este dorința de cunoaștere. Și merită să dau un exemplu pentru că se leagă de... Priveam, fiind crescut în zonă agricolă, la țară, cum se zice, priveam la furnici, care își duceau tot felul de structuri ca să-și facă mușuroiul. Și la un moment dat, asupra aceleași crenguțe, să zicem, sau insecte, acționau mai multe furnici, fiecare trăgând în partea ei. Nu era o ordonare. Așa. Și aveam impresia că astea sunt proaste, că până la urmă... N-au creier. Așa, până la urmă, acea bucățică de, sau fir de iarbă care trebuia să constituie mușuroi, trebuia să ajungă la mușuroi, că de obicei furnicile au un teritoriu, al lor, mă rog, așa. Și treptat am constatat că, de fapt, toate acele bucățele duse de furnici ajungeau pe mușuroiul de furnici. Cu alte cuvinte, până și furnicile își coordonau activitatea. Oamenii, a început și mai ales în zilele noastre, acționează tot mai individual, tot mai divergent, tot mai izolat. Disarmonic, să spunem. Absolut. Și ăsta este un aspect foarte periculos. Deci, asta observasem când eram la mama acasă, ca să zicem, așa, pe câmp. M-a interesat. Cred că puțină lume ar fi dispusă să stea să gândească. Furnicilor. Da.
Așa, deci cunoașterea a fost pentru mine o, o provocare, o dorință. Deci una din cele trei trăsături pe care le aveți așa, în bagaj așa, corect. Și vă fac omul care sunteți. În, în al doilea rând, de când mă știu, nu am fost un tip egoist. Dar asta nu înseamnă că nu am fost un luptător. Dar am fost un luptător, ca să zicem așa, corect. Și nu am zădărnicit pe alții. Că am luat un concurs pe care au participat. Fiecare a luptat pentru șansa lui. Asta e altceva. Dar este o luptă, să zicem, dreaptă, corectă și necesară. Așa, deci am dorit de când mă știu să fiu un om bun. Un om bun nu înseamnă neapărat un om care dăruie tot și nu culege nimic. Da? Dar de când mă știu, de exemplu, la școală dădeam caietul meu, deși acum n-aș mai accepta, la colegii, deci, că știam că, știam că nu merg aia la școală. Domnule și profesor, nu știu. Cel mai greu moment și cum l-ați depășit? Pentru că noi aici nu aducem, cum să zic, vedete, nu construim socruri, vrem să aducem inspirație pentru telespectatorii noștri. De cele mai importante momente pentru consolidarea gândurilor și dorințelor mele, cred că a fost profesoara de chimie din clasa 9, care m-a sfătuit să merg la medicină pentru că eu vreau să fac cercetare în biologie, v-am spus, de fugnici. Da? Și mi-a zis, du-te la medicină pentru că ai șanse mai mari. Medicina este mai bine finanțată și dacă nu o să mai vrei să faci cercetare după ce o să mai crești, o să rămâi medic. Și e mai bine să fii medic oriunde ai în lume. Ai o pâine asigurată. Da, așa decât profesor de biologie. Deci, asta m-a influențat, m-a schimbat oarecum traseul. Consolidat apoi de întâlnirea cu câteva persoane de-a lungul activității mele educative sau de formare, așa printre care un cetățean din comuna vecină, Coșbuc-Telciu, care citea o carte în autobuz intitulată Vânătorii de microbi, și l-am întrebat și mi-am împrumutat-o. Iată cum... Da. Și pe urmă, începând din anii de facultate, am întâlnit două, trei persoane care au contribuit toate la a-mi consolida dorința sau punctul de vedere. Unul a fost dintre primii, Alexandru Mironov, pe care l-am avut și noi în emisiunea Așa, Portret. Cu revista Știință și Tehnică, pentru că eu... sunt un adept al cunoașterii în sensul general al cuvântului, nu strict materialiste sau reducționiste, ci în și dimensiunea fenomenologică. Timpul. Da, timpul fuge. Avem aici material și subiecte pentru Dar asta este o chestiune standard. Da. Rubrica noastră, definiția ta, dacă vreți dumneavoastră să trageți un bilet, dumneavoastră îi puneți pe studenți să tragă bilete și să ne spuneți ce definiție dați dumneavoastră cuvântului... Obstacol. Ați tras un cuvânt bun. N-a mai tras nimeni de mult. Da. Cum vedeți obstacolele? Deci, în primul rând, obstacolul este o noțiune raportată, sigur, la om. Este o noțiune subiectivă. Și am avut următorul ac de cojocul obstacolelor. Tot din tinerețuri. Eram convins că orice lucru, orice activitate care poate să fie îndeplinită de orice om normal, pot să o fac și eu. Ca urmare, pot să zic că nu am avut niciun obstacol. Frumos. Întrebarea ta, dacă dumneavoastră aveți o întrebare pentru mine, eu sunt jurnalist, spun eu da, de regulă întrebări. Da, aș avea următoarea întrebare. Dacă vă amintiți vârsta celui mai tânăr invitat la dumneavoastră? Da, a fost un Nu trebuie neapărat fix. Da. Ionuț Budișteanu avea 24 de ani sau 23, ceva de genul Bun. ăsta.
Întrebarea e cu skepsis. Aba nu, a fost Suzana Cerveni, de ultimă recent, soprană, la 20 de ani, ea e cea mai tânără. Bun, deci, întrebarea a fost cu substrat. Așa. Avem tineri extraordinari. Și v-aș sugera, mi-ar face plăcere să mai văd tineri care au identitate, care au responsabilitate și care doresc să fie, nu să aibă. Da. A fi înseamnă, în primul rând, a gândi și a crea. E un pas pe care trebuie să-l faci de la a avea la a fi. Rugămintea mea este, sugestia mea, să apelați și la tineri. Poate găsiți posibilitatea să faceți o întrunire, să zicem, de vreo două ceasuri și alternând sau combinând, asociind unii mai bătrâni cu unii mai tineri. Da, emisiunea Portret încearcă să ofere modele reale, indiferent de vârstă, indiferent de domeniul de activitate, pentru că unele domenii sunt mai în lumina reflectoare. Știți care este cea mai mare lipsă a noastră și care, într-un fel, am abordat-o, dar ar vrea să o subliniez. Lipsa dorinței de identitate reală. Iar identitatea este dată de cunoaștere. Din cunoaștere rezultă iubirea, din cunoaștere rezultă relațiile care le avem cu cei din jur și din cunoaștere rezultă sănătatea individului și a societății. Da. Poate ne mai întâlnim la emisiunea Portret, pentru că dumneavoastră, în fine, aveți o experiență și un nivel de cunoaștere în care, într-adevăr, trebuie împărtășit. Da, pentru că a fost pasiunea vieții mele, cunoașterea. Clipa Oprește-te ești atât de frumoasă. Dacă aveți un moment în care ați fost atât de fericit că ați fi vrut ca timpul să stea în loc, ca să atingem și această rubrică? Nu pot să zic că ar fi contrar modului meu de a gândi. Timpul, tocmai de asta, prin asta există timpul prin schimbare. Pentru că timpul real, așa cum absolut nu există, timpul este totdeauna la schimbare. Sigur că poate momentele cele mai intense de bucurie au fost când am luat admiterea la facultate, pentru că mi-a fost greu. Eu n-am luat meditații, n-am făcut pregătire, pe vremea aia se intra greu la facultatea la medicină. Asta a fost una din bucuriile mari și cred că merită spus și una din suferințele care le-am avut, mă rog, tentativă de suferință. Am ajuns acasă și am spus lui taică-miu, am luat admiterea. N-o bine. Ardeleanu! Da? Da. Sigur că a fost. Ca bucurii de realizare profesională este faptul că am reușit să constitui de-a lungul timpului un grup de oameni de știință veritabili. Da, aveți și aș putea spune și un grup de oameni adevărați, dincolo de aspectul profesional. Numai în zilele astea au venit, cred că vreo 5-6 dintre foștii studenți care să-și facă doctoratul, să continue activitatea. În timp ce eu am încercat să vă descos și nu știu în ce măsură am reușit, Oana Vasile v-a prins pe hârtie. Telespectatorii noștri deja știu portretul pe care Oana Vasile l-a reușit. Să vedem cum v-a văzut. Felicitări, Oana! De portretul dumneavoastră. Cam, v-a văzut Oana Vasile? Da, e cam dur și expresiv așa. Nu știu dacă sunt eu chiar așa de dur. Să-l punem aici. Da. Portretul o să fie al dumneavoastră. Vi-l dăruim. Mulțumim frumos. Mulțumesc, Oana Vasile, pentru frumosul portret realizat. Chiar așa de dur mă vezi și aproape contondent. Da. Mulțumesc, Verde cu Flori, pentru acest aranjament. Mulțumesc dumneavoastră, stimate domnule profesor, pentru această oră petrecută alături de noi. Mulțumesc dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că sunteți alături de noi în fiecare marți seară de la 9:30 la emisiunea Portret. Sunt Delia Budurcă, la revedere!